A fost ședință ordinară astăzi la Consiliul Județean Mehedinți. Unul dintre cele mai importante proiecte discutate și votate le-a constituit construirea de locuințe de serviciu pentru personalul medical din județ. Consiliul Județean a demarat proiectul încă de anul trecut, până în prezent s-a decis locația lângă stația de salvare din Trobeta, turnul Severin. Viabilitate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor, zona să fie lipsită de sarcini. Astfel, un teren care se îndeplinească condițiile impuse, precum și asigurarea utilităților la limita proprietăților, este amplasat în Bulevardul Mihai Viteazu, numărul 6A, în suprafață de 2364 metri pătrați, rezultat prin propunerea de dezmembrare aferent terenului stației de salvare Trobeta, turnul Severin. În cadrul ședinței de astăzi, președintele ATOM Mehedinți, consilierul județean Doru Dumitrescu, a prezentat raportul de activitate al structurilor de ordine publică din județ. Inspectoratul de poliție al județului Mehedinți a avut ca obiective pentru 2018 creșterea siguranței cetățeanului și a bunurilor acestuia, protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, prevenirea și combaterea criminalităților organizate, asigurarea climatului de legalitate în a mediului de afaceri, asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare menținerii dezvoltării capacității operaționale. Activități desfășurate și rezultate obținute de Inspectoratul de Poliție. Activitățile preventive au urmărit prioritățile Poliției Române structurate pe 3 programe cadru de prevenire și un proiect local respectiv. Programul Național de Prevenire a Delinvenței Juvenile și a Victimizării Minorilor, Programul Național de Prevenire a Infracțiunilor contra Patrimoniului, Programul Național de Prevenire a Violenței în Familie, Proiectul local de prevenire a accidentelor grave de circulație sortate cu morți și răniți. Șefii celor trei structuri ce fac parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mehedinți au vorbit despre acțiunile întreprinse anul trecut. Am audiat cu toții materialul prezentat de către domnul președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică și, din punct de vedere statistic, cred că stăm bine. Indicatorii sunt destul de relevanți, ați văzut scăderi la mare majoritate indicatorilor pe care noi i-am propus în anul 2018. De la început vrem să mulțumim Consiliului Județean pentru sprijinul de care am beneficiat în cursul anului 2018 pentru îmbunătățirea dotării, în special a subunităților de intervenție, subunități care execută preponderent misiuni de ordine publică. Rezultatele foarte bune, putem spune, pe care le-am obținut împreună în cursul anului 2018 sunt, în primul rând, rezultatul colaborării interinstituționale, care pot să spun că este una de excepție la nivel național. Sunt puține județe și trebuie să ne mândrim că sunt puține județe unde colaborarea și cooperarea interinstituțională se manifestă așa cum se manifestă la Mehedinți. În mare parte, pungii mei, că am atins toate problemele legate de poliție. În afară de faptul că avem o colaborare foarte bună și atât cu jandarmerii cât și cu poliția, nu prea mai am ce să mai adaug. În cadrul discuțiilor, consilierul județean Alin Nicolici a evidențiat o parte din problemele cu care se confruntă populația din mediul rural, situație în care poliția trebuie să se implice mai mult în acest an. Se leagă domnul din mai mult către zona rurală, atât în ceea ce privește efectivul polițienesc, cât și efectivul trupelor de jandarmi. Sunt un simplu motiv. Depopularea în zonele rurale este una accentuată, vorbim despre persoane în vârstă, foarte în vârstă, în multe localități din județul Mehedinți. Și lucru pe care sunt convins că îl cunoaște și inspectorul șef de la IPJ, vorbim despre bande care se constituie special pentru terorizarea populației și pentru percepția unor taxe de protecție. Și automat acolo vorbim despre comunități unde în mare parte populația este bătrână, nu poate nici să se apere, aveți o problemă de personal pe care ați evidențiat-o și mai ales că acum vorbim și despre sediile poliției, repet, sediile din comune, unde în mare parte, într-adevăr, arată multe dintre ele într-o situație destul de precară, în unele locuri nici nu au mai existat sedii ale șefului de postul. Și poate ne putem apleca, nu știu, prin diverse variante, atât prin bugetul apropului, care nu cred că poate susține singur, spre exemplu, da, reabilitarea unor sedii ale poliților în diverse comune, dar cu sprijinul Consiliului Județean, cu sprijinul nostru și prin unele variante de proiecte transfrontaliere, fie că vorbim de România, Serbia, România, Bulgaria, împreună cu IPJ-ul automat sub Ministerul de Interne, pentru că nu aveți personalitate juridică
de sine stătătoare aici. Poate reușim sub o formă asta să se rezolvăm această problemă și încă de puțin în zona de sud este o problemă pregnantă mai ales din punct de vedere al furturilor, al scandalurilor și multe alte probleme, hai să spunem așa, activități antisociale. Și poate ne putem apleca pentru că în municipiu avem și poliția locală, colaborează foarte bine, sau a început să colaboreze foarte bine cu poliția, cu poliția națională, dar în zona, dar în zonele rurale, mai ales și cele greu accesibile, cred că ar fi indicat să ne un pic mai mult asupra lor. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Radin Georgescu, a ținut să precizeze că toate subiectele aflate astăzi pe ordinea de zi au vizat proiecte importante pentru mehedinți. O ședință ordinară a Consiliului Județean Mehedinți cu proiecte importante pentru cetățenii județului nostru. Am aprobat astăzi un proiect de hotărâre ca o continuare a demersurilor începute încă din cursul anului trecut, în sensul că ne dorim să realizăm acele locuințe de serviciu pentru personalul medical, tip ANL, în imediata vecinătate a Serviciului Județean de Ambulanță, motiv pentru care astăzi a trebuit să dăm o hotărâre de dezmembrare a terenurilor de acolo. De asemenea, președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică a prezentat raportul de activitate pe 2018 cu privire la structurile care compun atopul și de aici au apărut câteva discuții, întrebări, lămuriri. În rest, proiect important, așa cum v-am spus.